Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Salutare. Astăzi suntem într-o nouă țară, mai exact în Ungaria și nu știu dacă v-ați dat seama din intro, dar ne aflăm în Budapesta. Dar rămâneți în continuare pe acest videoclip pentru a vedea și traseul din Viena și până aici, deoarece în zilele trecute am stat câteva zile în Viena, Austria, și am făcut niște vloguri pentru voi foarte interesante. Le găsiți pe canalul de YouTube în cazul în care nu le-ați văzut până acum. Noi numai ce am ieșit din Viena, suntem în drum spre Budapesta și, cum v-am spus, intrăm înăuntru să ne luăm o cafeluță de aici la McDonald's, dar oare este la fel de bună ca și cafeluța de la noi de la McDonald's? Sperăm! Vreau să spun sincer, cred că 3 zile au fost destul la Viena, deoarece s-a pus și ploaia acum și nu cred că ne mai bucurăm la fel de mult de acest oraș minunat. Lavinia s-a dus deja la aparat, nerăbdătoare. Ai pus la pachet, nu? Așa. Haideți să vedem cât este cafeaua. Cafea cu lapte. Cafe latte, 2 euro. Păi și la noi este 8 lei sau 9 lei. Nu, e de fapt la fel. Cred că e tot la fel. Alegem cafea latte, grande sau clasico. Cred că clasică luam noi. Deci avem cele două cafele cu lapte, fără zahăr, deoarece nu bem cafeaua cu zahăr. Avem de plătit 8 euro, dăm achitare acolo, așa, plata cu cardul și acum bineînțeles să scot telefonul, ține tu aici. Să vedem dacă mai avem telefonul, dacă mai avem bani, dacă mai ai puțin. Hai că mai găsim 4 euro și pentru două cafele. 4 euro, găsim 4 euro pentru două cafele. Am luat și cafeluțele. Paharele diferă puțin. Însă, cred că gustul va fi același, dar o să vedem asta când ajungem în mașină. Trebuia să bem o cafea deoarece avem 2 ore și 30 de minute până la cazare de aici, de lângă Viena. Am urcat în mașină, pornim spre drum și haideți să gustăm și cafeluța, cum am spus. Aoleu, ce arde! Ne revenim cu degustarea mai târziu, că nu puteam acum. N-are nicio treabă cu ce avem noi. Deci, la noi în România, cafea latte ăsta mic, dar ce am ales să-l luăm mic, pentru că cel grande e paharul mai mare, o cam lungește cu lapte, însă n-are nicio treabă cu cafea latte-ul nostru de la McDonald's. La noi e mult mai aromat și mult mai cremos, mult mai cremoasă cafeaua. E bună și asta, nu e rea, însă nu are termen de comparație. A venit momentul să trecem înapoi în Ungaria. Suntem aici la granița dintre Austria și Ungaria. Mai în față avem echipaje de poliție care să sperăm că nu ne bagă la niciun control. Oricum suntem cu totul în regulă, dar nu am vrea să pierdem ceva timp. Vamă, pur și simplu nu avem ca în țările cum ar fi, nu știu, Ungaria cu România sau România cu Serbia să ni se ceară documentele. Aici am ieșit și noi de pe autostradă, mai avem 5,7 km până la cazare și ne pregătim să intrăm în Budapesta. De fapt am intrat de ceva timp, dar am fost pe porțiunea de autostradă care tranzitează
capitala Ungariei. Iar acum să vedem cât de repede vom ajunge. Văd că scrie 28 de minute, e chiar foarte mult. Vedem acolo o mașină de Cluj-Napoca, deci românii sunt cu noi și în Ungaria. Acum să vedem ce putem găsi aici și bineînțeles să vedem dacă ne descurcăm cu cazarea, deoarece e un pic mai complicat cu check-in-ul și să sperăm că arată la fel ca în poze. Am ajuns și la cazare, suntem la 3 km de centru. Clădirea de acolo din colț, să focalizeze puțin, este locul unde vom sta pentru 3 zile aici în Budapesta. Trebuie să facem și noi check-in-ul, să ne cărăm bagajele. Avem parcare subterană mai în față, o să vă arătăm. Însă mai întâi să reușim să facem check-in-ul. Fraților, cum am obținut aceste ghei? Am intrat în clădirea cu numărul 7 unde eram cazați. Am urcat la etajul 5, cum mi s-a spus, însă nu era absolut nimic acolo. Niciunde nu puteam găsi cheia. Într-un final să contactăm proprietarul să ne spună să mergem la adresa, la blocul cu numărul 3, unde la un burlan din ăla de scurgere de apă era o cutiuță cu acces pe cod. Am băgat codul ăla, pur și simplu stradal. Am băgat codul, am luat cheile. Aici este garajul unde că băgăm și mașina. Se mai deschide. O să băgăm și mașina aici, deoarece avem loc de parcare și ne vedem ulterior din cazare. Acesta este blocul unde vom sta pentru 3 zile. Nu am văzut deja, nu am mai avut răbdare. Păi, după cât am căutat după chei, cred și eu. Acesta este un mic hol, uite, proprietarii ne-au lăsat chiar și o umbrelă în cazul în care avem nevoie. Și trebuie să continuăm cu living-ul și arătăm după restul. Aici avem un living și bucătărie open space, care nu mi-a plăcut foarte mult, arată exact la fel ca în poze, mai ales motocicleta asta este foarte interesantă, care este musuță, de fapt. Aici văd că are și un suport pentru sticle. Da, avem un instinctor, sperăm să nu luăm foc. Pe motocicletă văd că scrie Triumf. Așa, aceasta este bucătăria, care vă spun sincer că este dotată cu absolut toate lucrurile, toate lucrurile. Aici avem tacâmuri, oale, capace, tigăi, caserol. Deci absolut tot ce avem nevoie este dotată cu absolut orice, de la farfurii, castroane, cișcuțe, pahare de diferite feluri. Ne-au lăsat până și cafea, zahăr, ceai, ulei, adică avem condimente, ulei, efectiv tot ce ai nevoie când vrei, de fapt când pleci de acasă. Da, aici avem frigiderul incorporat așa frumos în mobilă, adică se vede că e făcut cu foarte mult bun gust, avem un televizor foarte mare, acolo cred că ați văzut. Aer condiționat acolo sus, dar nu este nevoie deoarece este foarte bine, este cald aici. Avem aici un colțar
cu o masă foarte interesantă, geam acolo și aici pentru lumină pe timpul zilei. Haideți să mergem și în dormitor. Haideți, vă cu mine să vă prezint. Avem aici un mic birou și, bineînțeles, patul, care arată foarte drăguț. Sincer, mie îmi place foarte mult tapetul ăsta. N-am testat cât de confortabil e, dar chiar este. Este? Da. Așa avem o oglindă. Aici avem un dressing improvizat și e la fel masă de călcat, aspirator, fier de călcat. Absolut orice este nevoie. Da, și haideți să vă arătăm și baia. Care și ea la fel este dotată cu absolut orice, de la uscător, hârtie igienică, dischete, bețișoare de urechi, elastice, produse de curățenie, absolut orice, ceea ce mi s-a părut foarte interesant. Este dotată de parcă ne-am mutat aici pe viață, nu am stat doar 3 zile, însă asta e un lucru foarte interesant. Cu prezentarea camerei, ne schimbăm și noi, că am ajuns destul de târziu în Budapesta, traficul a fost puțin aglomerat în această parte și ieșim puțin prin oraș să le explorăm, să vedem cum este și o să vă vedem și voi.